Vă spun bun venit și bun găsit tuturor astăzi la o nouă ediție a proiectului cultural educativ sub genericul Ferestre Culturale, un proiect inițiat, susținut, coordonat de colaboratorul nostru drag, jurnalistul Ahmed Jaber. Să-i mulțumim lui Ahmed pentru efortul lui de a veni alături de noi, dar și pentru bucuria pe care o are de fiecare dată când vine la Pitești și la prietenii Centrului Cultural Pitești. De data aceasta, Ahmed ne propune o nouă temă de dezbatere și anume războiul și impactul psihologic al războiului asupra copiilor. Iată și contextul actual pe care îl traversăm cu toții, războiul care se află sau a ajuns chiar și la granițele României, războiul din Ucraina. Vom vorbi despre victimele războaielor și conflictelor din lume, mai ales copiii sunt primele victime sau cele mai vulnerabile victime. Mulțumesc, Ahmed, încă o dată pentru această temă și pentru proiectul pe care tu îl continui la Centrul Cultural Pitești, lunar, cu Ferestre Culturale. O să te las pe tine mai târziu să ne povestești despre alte inițiative și demersuri ale tale. De asemenea, invitatul special al lui Ahmed și al Centrului Cultural Pitești este domnul doctor în economie Ali Alcadi, este președintele... Mulțumiri! Președintele Uniunii Generale a Comunităților Palestiniene din Europa, la fel vine și dânsul cu tot felul de istorii, povești de viață, povești reale, din păcate, despre victimele ororilor din Orientul Mijlociu. Mulțumim încă o dată și dumneavoastră, domnule Ali Alcadi. De asemenea, vine alături de noi, nu pentru prima dată, ne onorează domnul dr. Bogdan Catrangiu. Vă mulțumim încă o dată. Este președintele Asociației pentru Prevenția Cancerului din România. Este implicat în tot felul de proiecte și culturale, educative și socio-culturale. Ahmed, îți mulțumesc încă o dată. Ai cuvântul să ne spui de ce ai inițiat această temă. Știu că te-ai pregătit și ai un desfășurător al tău. Să vă spun, în primul rând, în limba română, bun venit, dar vreau să vă spun cuvântul care vă spun mereu. De data de acum, am găsit un cuvânt în limba arabă care cuprinde toate la un loc, sănătate, pace, care dorim noi cu toții. Salamat, dragii mei prieteni, bun venit la o nouă ediție a proiectului nostru, Ferestre Culturale, prin care deschidem fiecare dată câte o pagină către o lume, către un subiect foarte important pentru noi. Astăzi am ales acest titlul și această temă pe care războiul, impactul asupra copiilor. Copiii, de ce am zis noi așa? Am zis pentru că copiii reprezintă viitorul nostru, având un copil sănătos, educat într-un climat de pace și liniște și stabilitate, înseamnă că vom asigura că acest copil va avea o stabilitate mentală și o stabilitate și socială. Pentru asta am ales această temă, chiar colega noastră, psiholog, care mă mândresc că este să află printre dumneavoastră, o să aibă cuvântul ei între timp, doamna Valeria, care mi-a spus că este un titlu foarte complex. Dar nu este, titlul este atractiv pentru dumneavoastră, pentru că acest impact al războaielor aduce niște probleme reale pentru acest copil, problemele fizice care sunt vizibile, care poate fi tratat de un medic, de un spital, așa mai departe, dar problema cea mai gravă este leziuni psihice a copilului, după ce vede casa, școala, prieteni, părinți sau parte din părinții au fost afectați de acest război, omorât, trăzind într-un moment neajutorat, n-având loc de refugiu, un cămin de-a lui unde avea liniște, pierde totul, dintr-o dată, acest copil devine un copil vulnerabil. Și atunci el poate fi atins de oameni rău, făcători din societatea noastră, profitând de situația lui de neajutorat, viol,
probleme, alte probleme care nu vreau să le număr, mai bine să nu spun, acest copil devine o boală socială și chiar și psihică. Atunci, cum putem noi atinge de a trata acest copil? Acest copil are nevoie de noi cu toții, nu doar de familia lui, ca noi să investim în el iubirea noastră, căldura noastră sufletească, pentru a păstra echilibru în sufletul lui, să nu ajungă criminal, să nu ajungă un om ratat în aceste lume care trăim. Astăzi, știm că la vecinitatea cu țara noastră mioritică, România, se află un conflict în Ucraina. În aceeași timp, astăzi, de fapt, ieri a fost declarată de ONU Ziua Mondială a Refugiatului. Noi avem nu doar refugiate din Ucraina, avem cel mai vechi refugiat de lume, este refugiatul palestinian, de acum 75 de ani, a fost dat afară din țara lui, aceeași metodă care se află în Ucraina acum, că problema refugiatului este o problemă al umanității, nu a noastră, nu a mea, nici a palestinilor, nici a ucranienilor. Pentru asta am avut onoare și bucuria să le invit alături de mine pe președintele Uniunea Generală a comunităților palestiniene și respectiv și președintele comunitatea palestiniană de România, să vină să, fiind palestinian, fiind în postura de a afla toate suferința, e unul dintre palestinieni care el a atins pe dânsul și suferința părinților, a fost refugiat cândva, știi problema refugiaților, știi problema poporului, să ne spună cu ocazia aceasta Ziua Mondială a Refugiatului ce înseamnă un refugiat, ce înseamnă sentimentul unui refugiat, palestinieni, ce motivația i-a adus să plece din țara lor, cum au ajuns, au obligat atunci și cum este situația lor acum. Bună ziua! Mulțumesc doamna Carmen Sălău, mulțumesc domnul Jaber. Este a doua oră când sunt aici, invitat. Sunt foarte bucuros și foarte mulțumit că sunt invitat dumneavoastră. Și dacă e ceva de întrebat, pot să răspund la orice întrebare. Înainte să încep să facem discursul despre catastrofa care a fost în anul 1948, la care a trecut 75 de ani de refugiere, de expulzare din țara, și încă se așteaptă întoarcere. Au fost 10 de decizii de la Națiunile Unite care nu s-a respectat niciuna până acum. Începem cu 194, care a fost făcut în 48, până acum se așteaptă aplicații. În ce au constat aceste decizii? Decizia 194, începem cu 181, în 1947, a fost o decizie englezească în care spune că Palestina va fi împărțită în două state. Unul rămâne al palestinianilor și celălalt pentru cei evrei care au fost duși la noi între timp. Au fost duși. Deci nu sunt autohtoni, nicicum. A fost decizia 181 în care spune Palestina se împarte în două state. Asta a fost luată la nivel Națiunilor Unite. Un stat a fost recunoscut imediat pe loc în 48, 15 mai, și celălalt este în așteptare, până acum. Asta e prima decizie. Cunoaștere, le știam, dar n-am știut că la asta se... Asta e prima decizie, care așteaptă. Al doilea decizie a fost luată în 48, în septembrie 48, în care spune că toți refugiați care au fost expulzați din țară, care au fost torturați și aruncați afară, femeile care au fost tăiate la burtă și scoși copii și aceia a fost conducător și au luat și Nobel, culmea, a luat și Nobel, care au participat la acest impact. Se întorc refugiați, nici acum nu s-a întors. Tot așteaptă aplicație. Anul 1948, 15 mai, a fost declarat statul israelian la Națiunile Unite, care a fost recunoscut de ex-țar. Prima țară care l-a recunoscut era Uniunea Sovietică.
Știm cu toții ce înseamnă Uniunea Sovietică, de unde vine Karl Marx, de unde vine Engels, de unde vine Lenin și minciuna asta care se numește comunism, unde a distrus religii, cultura, civilizații, a făcut din oameni sclav. So, Karl Marx, știm ce credință a avut, nu e rost să întoarcem la toate astea. Să declara statul lor, nici banca n-au avut declarat statul lor pe Banca Națională noastră. Au luat o țară cu aeropoarte, cu porturi, cu cale ferate, cu școli, cu universități, au intrat, au stat în locul colonialismului. Noi n-am fost sub ocupația britanică, am fost sub colonie britanică. S-a declarat acest stat, războiul ăsta a continuat, au fost expulzați afară în jur de 900.000 de oameni, au fost demolate 528 de comune, sate, orașe, au venit din Polonia cel mai mult la început, au adus evrei din Polonia, din Germania, din România, din diferite țări în lume. Ne-am trezit cu ei că sunt deja ocupant. A rămas partea fișeia Gaza, unde e la granița cu Egipt, care este 360 de kilometri pătrați, nu înseamnă nimic, ci Iordania, unde este Ierusalimul de Est, unde sunt 6.000 de kilometri. Palestina total a avut 27.000 de kilometri pătrați. Când au declarat statul lor, au declarat statul lor pe 21.000 de kilometri pătrați. A rămas cele 6.000. În războiul din 67, au intrat și au ocupat celelalte 6.000 plus fișia Gaza. Sunt toată Palestina acum ocupată. A fost unii refugiați care au fost expulzați din satele lor, din comunele lor, în Cisjordania. În 67, omul a devenit refugiat și în 48 și în 67. A fost obligat să plece în Iordania sau în alte țări. Culmea culmilor, avem orașe unde stau acum, în momentul ăsta, evrei, cu ai noștri, unde spune domnul profesor, a fost acolo, unde e Tel Aviv, nu a existat Tel Aviv. Tel Aviv e un sat mic, a avut 500 de locuitori, se numește Tel Rabia. Acolo a fost un oraș, se numește Iafa. Iafa al nostru. Acel Tel Aviv e construit pe Iafa noastră, în locul ei, acum. Sunt refugiați din Iafa, unde stă peste drum. Dar casa lui reală a fost în partea elaltă a drumului. Nu are voie să toarcă la casa lui. Pentru că a fost ocupat de altcineva. El stă acolo, chiriaș. La 100 de metri vorbim. Și acel persoană este cetățen izraelian. Deci ține cetățenie izraeliană. Dar nu poate să întoarcă la proprietatea lui. Asta se întâmplă în Haifa, în Iafa, în Acco, în Ashkelon, în Cesarea. În toate orașele astea se întâmplă același lucru. Berșeva este același lucru. Acum, anul trecut, când au fost problemele în Ierusalim, la moscheea Al-Aqsa, acei populații noastră, palestiniană, din unde se numește Israel înăuntru, au fost probleme, au ridicat și ei din cauza moscheei. La care spune, trimite armata, unde trimite armata? Să ocupe Israelul din nou? A pus lumea întrebare, dar oamenii ăștia care stau în Haifa, în Iafa, în Acco, în Lund, unde e aeroport, ce origine sunt? De unde sunt veniți? Înțelegem ce Iordania a fost ocupată, dar și partea alta? Și partea alta tot a fost ocupată. Acum noi, porma vine pace, tratative de pace, acordul de pace, care a fost semnat în 93, la Washington, Oslo se numește. Acolo unde am cedat noi, 78% din suprafața țării. Cu s-a înființat stat pe Cisjordania și ce a mai rămas din fișea Gaza. Avem tratative de pace care sunt, au trecut 30 de ani degeaba. Nu se întâmplă nimic. Ne trazim zilnic cu fel de settlements. Settlements, implantații. Așezar, lângă Ierusalim, lângă Jenin, lângă Nablus, lângă Betlehem, avem acum deja 1 milion de locuitori, unde ne confiscă terenurile,
Ne confes că toate dinarurile și pun populația a lor aia, habotnici, care stau cu celuvii și cu asta. Nici ei nu vor să se primească în Tel Aviv, dar îi trimite pe capul nostru. Aștia stau pe străzi, nu lasă pe nimeni să treacă, taie măslinile, distrugă agricultura, dau drumul la greu acum și la unde avem plantație, unde avem agricultură. Și se vorbește de pace. Acum problema cu refugiați. Eu am auzit că au un program, Israel are un program pentru refugiați din Ucraina. Eu nu înțeleg. Adică tu poți să pui program pentru refugiați din Ucraina. De ce nu rezolvă problema cu vecinii tăi? De ce nu ucidezi odată și oprești criminalitatea care o faci împotriva vecinilor tăi? Noi încercăm, eu ca președintele comunității palestiniene din Europa, noi încercăm să intrăm în discuții cu comunitățile lor, să întrebăm până unde mergem, până când o să fie acest conflict. Noi nu o să terminăm, nu o să fim zero, o să creștem. Noi acum suntem 14 milioane de oameni, suntem în toată lumea, în Palestina istorică suntem 6 milioane și. Bun, până când o să fie treaba asta? Ce aveți de gând? De ce nu vreți să facem pace? Deci până la urmă chestia asta cu teritorii contra pace nu... Nu există. Nu mai avem teritorii. Teritoriile sunt ocupate și sunt locuite. E plus de asta avem un zid acum, mai nouă. Avem un zid la 670 de kilometri lungime. La 10 metri înălțime. Avem un zid unde noi putem să ajungem. Dar ei intră. Noi avem oameni creștini, nu a ajuns la biserica de înviere niciodată în viața lui. Are 25 de ani, 30 de ani. Nu are voie să ajungă la biserică, să facă rugăciuni. Ultimul conflict a fost în biserica de înviere, de Paște, unde l-a lăsat pe creștini palestinieni să ajungă acolo, la biserică. Și a fost conflict. Dacă o puneți pe Google, o să găsiți ce conflict a fost în fața bisericii. Vă primiți în puncte de criteriu politic, nu religios. Nu au lăsat pe niciun creștin palestinian să intră. Și acel om s-a ducea să facă rugăciuni, nu s-a ducea să facă lupte. Întrebi dânsul ca să continuăm numărul populației care a fost dată afară cu forța din pământul lor în 48. În anul 1948, începând cu luna aprilie, înainte să declară statul, au fost expulzați în total 890.000 de oameni, unde au fost distruse 528 de orașe, comune, sate. Acelea, 49 din noua, au fost expulzați încă aproape 150.000. În 67 a fost expulzare mult mai mare, a ajuns la 1,5 milioane aproape. Dreptul de întoarcere nu se mai pune problema, asta e un vis. Nici nu are unde să întoarcă. Vorbim de teritoriile ocupate care au fost ocupate din 67, Cisjordania. Nici atât, în Cisjordania nu există loc de întoarcere. Eu, sunt mulți ca mine, noi credem în un stat pentru două nații. Nu se mai pune problema de un stat pentru două nații. Agream, acceptam un stat pentru două nații, dar cu drepturi egale. Nici asta nu vor ei. Întrebarea este, lumea civilizată, care se consideră civilizată, suntem totuși în anul 2022. Nu mai există ocupații în lume în afară de Israel. Alt ocupant nu există. Există invazie rusească acum în Ucraina. E o catastrofă ce s-a întâmplat acolo. Alți refugiați, alte probleme. Am auzit că spuneți are impact asupra copiii. Refugiați, dacă se refugiază. Nu, și peste bătrâni, și femei, și bărbați. Cele mai vulnerabile. Dar să știți că când omul ajunge disperat și nu mai are și a fost expulzat, nu mai are ce face, este vulnerabil la orice. Adică pierde orice speranță în viața asta. Pierde familia, pierde casa, pierde... Nu mai are speranță, nu mai are nimic. Despre... Deosebire de noi, ucranieni, cel puțin au găsit acum unde cine să-i sprijină, cine să-i ține, cine să-i primească. Refugiații noștri au stat în corturi. În corturi au stat, ani de zile.
De exemplu, că vă spun, nu o să credeți. Sunt unii refugiați palestinieni în Liban, din 48 până acum, care a fost născut în Liban, 75 de ani are acum. N-are niciun drept. Nici acum. Nici acum n-are niciun drept. Nici nu poate să facă casa cu acoperiș. Poate să pună tabla. Adică pune tabla fără biton. Nu are voie să pună biton. Aceasta e problema care persistă. Dar noi, între timp, noi am început să ne ridicăm. Ne-am ridicat. Nu așteptam cortul, nu așteptam de la onorul ăsta să ne sprijine, să ne dăm mâncare. Ne-am ridicat. Chiar acum noi avem 4 președinți de stat, de origine palestiniană, în America de Sud. Acum, în momentul ăsta. Problema că israelienii nu vor să înțeleagă că lucrurile se întorc odată și se schimbă lucrurile. Nu se continuă așa până la infinit. Eu mă uitam la problema asta cu Ucraina acum, ce se întâmplă în Ucraina. Sunt aproape 12 milioane de refugiați până acum, nu? Bă, până când? Până unde? Ce vor să... Acolo e o invazie. Acolo sunt ruși, au venit peste ei, au făcut invazie, sunt refugiați. Problema noastră e diferită. La noi, lumea a vrut să scape de ei, a aruncat pe capul nostru. Noi n-am fost cei care am făcut crima împotriva lor. Germania a făcut. Hitler a făcut. Nu am făcut noi. Noi plătim factorul lui Hitler acum. Dacă Hitler a făcut-o. Asta dacă a făcut-o. V-am spus eu, de mult și spun, profit de ocazie că este lângă mine domnul Ali, în calitatea lui de președinte a comunităților, Uniunea Generală a Comunităților Palestine din Europa. Primul popor și prima nație de lume care a condamnat Holocaustul era poporul palestinian. După aia poporul marocan a conformat, aceasta a informat ambasadorul Marocului când a fost aici la dumneavoastră. Dar aceeași metodă care a fost folosită în Holocaustul vis s-a folosit împotriva poporului palestinian este și fără să există tăcerea, nu, față de această cauză care avem noi acolo zilnic. Acum 2 săptămâni au asasinat cea mai importantă jurnalistă din Orientul Mijlociu. Dacă ați intrat pe pagina mea, ați văzut cum, în timp ce cărau scriul ei în mormântarea ei, nici n-au respectat și au bătut pe oameni care cară scriul ei. Dar acest lucru care noi trebuie să-l respingem cu toți, respingem violența, terorismul, respingem orice lucru urât. Dar vreau să întreb domnul doctor următoarea întrebare. Numărul refugiaților palestinieni actualmente cât este? Acum noi suntem în total în jur de 14 milioane, în care sunt 6 milioane și în Palestina, mă refer în toată Palestina, unde se numește și Israel, și restul sunt refugiați. Cel mai mare număr de refugiați palestinieni se află în Iordania. Deci noi avem 6 milioane în țară, avem în Iordania în jur de 4 milioane în total. Aproape 5 milioane de refugiați palestinieni sunt care au drepturi, care trebuie să recupereze dreptul lor. De ce? Am să vă spun eu ca jurnalist, specialist în comunicare, care mă respectă, încă vorbesc corect, nu vorbesc ce vreau eu. Legea internațională spune următorul lucru. Pentru asta a fost dată decizia ONU numărul 194, privind refugiatul palestin, care v-am spus mai devreme, că e bazată pe un singur lucru. Un refugiat care a fost dat afară cu forța din țara lui, cât ar dura 100, 200 de ani, 1000 de ani, drepturile sale rămân ferme și ale lui cât ar dura și oriunde s-ar duce. Dar omul care a plecat din țara lui cu bună voie, el nu are niciun drept asupra proprietatea lui din țară, pentru că țara lui a administrat această locație, a avut grijă de ea și când el n-a plătit nici taxe, nici impozit, cum se spune în cultura romanească aici, el nu are niciun drept, pentru că nu ți-a dat afară să pleci din țara noastră, țara ta adevărată. Ai plecat de bună voie, nu ți-a dat afară nimeni, atunci tu n-ai, tu pierzi dreptul tău. Dar faptul că Palestina a fost dat afară cu masacre, cu atâta răutate din țara lor, cu forță, cum a spus domnul doctor,
au dreptul să se reîntorc sau să fie despăcubit în cazul în care nu vrea să fie, să întoarcă unul. Pentru asta o să confirme ce am zis eu, v-am spus eu acum și a spus domnul doctor, doamna Valeria, care a găsit decizia 194 și știe despre ce este vorba, mai încolo o să aflat. Acum vreau să întrebe domnul doctor. Refugiații palestinieni care și-au trezit refugiat în țara lor și în țarele vecine. Și în ce situație se află acum? Și ce au nevoie? Noi în Cisjordania acum avem în total aproape 3 milioane jumătate de locuitori, printre care între noi sunt 1 milion jumătate de refugiați care au fost expulzați din teritoriile ocupate de 48. Și la noi în Palestina, în orașele actuale, unde vrem să cum e istoria Ierusalimului, mare majoritate din populație din istoria Ierusalimului sunt din vestul Ierusalimului. Au fost expulzați în 48 și au fost duși aici în partea asta, Ierusalimul de Est. Alți refugiați sunt în Israelul actual, au fost expulzat din cartierul X din Haifa, în cartierul Y tot în Haifa. E refugiat în Haifa, dar proprietatea lui în alt cartier sau în celălaltă parte a străzii. Și acolo sunt lucruri care nu o să înțeleagă nimeni, nimeni nu o să creadă că există așa ceva în lumea asta. Am auzit de comunismul când a făcut naționalizare, când a torturat oameni, dar totuși nu au făcut ce a făcut oamenii ăștia. Acum sunt refugiați în Iordania, cel mai mare număr sunt în Iordania. În Iordania, de bine de rău, trăiesc mult mai bine decât cei care sunt în Liban, de exemplu, unde trăiesc acolo condiții foarte mizerabile. În Siria, în Irak, în Egipt, restul cei din Golf nu sunt refugiați, au ales să se ducă acolo. Avem în Europa o comunitate aproape de 1 milion și nu pot să zic că suntem refugiați, pentru că mare majoritate noi am ales să fim aici. Noi nu avem problema asta de refugiați, iar problema care persistă cel mai mult este fișeia Gaza. Fișeia Gaza are 360 de kilometri pătrați, are 2.200.000 de locuitori, printre care sunt 1.800.000 refugiați. Au fost obligați să plece din satele comunelor, băgați în Gaza și au fost preluat terenurile lor. Acum acolo este cel mai aglomerat loc din lume. Pe cap de locuitor vorbesc de suprafață. Acolo persistă cel mai mult, cel mai mare problemă de refugiați și de aglomerație. Și Gaza, după cum știți, este pusă sub embargo de acum 15 ani. Nu știm cât o să reziste până la urmă. Problema cu, iar alta problemă cu refugiați, unde se spune sau fi dezbagubit sau vin apoi, loc înapoi nu are de unde să vină. Nu are cum să vină. Iar și chiar dacă vrea să vină înapoi, proprietatea lui nu mai există. Stau alții via. Sunt făcute alte orașe, alte locuințe, alte destinații. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Îmi face plăcere că mă aflu astăzi aici. Pentru că în organizația Salvați Copiii astăzi s-a vorbit și se cunoaște că astăzi este ziua refugiatului. Și noi am vorbit copiilor din centru și le-am dat exemple și am comentat acest subiect. Organizația Salvați Copiii se ocupă de refugiați din anul 1995. În acest rezumat pe care vi-l prezint, avem raportul la sfârșitul anului 2021. A fost cel mai mare număr de refugiați care s-a înregistrat în România. Au fost 9.977, din care 2.640 de copii. Din acești copii, 350 chiar au venit neînsoțiți. În momentul când când ajung în România, sunt preluați. Noi avem în București cel mai mare centru de refugiați și acolo avem refugiați din toate țările
Și acolo unde avem filiale, avem centre regionale care au lucrat și lucrează cu refugiații. Și mă refer în special la copii, dar niciodată n-am lăsat deoparte și familia. Ne-am ocupat cu prioritate de copii, dar și de familie. Și avem la Galați, centru regional, Rădăuți, Șoncuta și Timișoara. Acești copii trebuie să ne ocupăm de întocmirea dosarelor lor, de procurarea actelor, să-i înscriem la medic, să-i înscriem la școală, să le găsim locuri de muncă părinților. Deci ei au asigurat absolut tot. În această perioadă de pandemie le-am asigurat baza materială să-și procure tot ce le trebuie și bineînțeles că în aceste centre au asigurat hrana și toate condițiile. Referitor la Ucraina, noi ne-am implicat normal, am deschis un cont în cadrul organizației Salvați Copiii, cont separat pentru sponsorizări. Avem o sumă la care într-adevăr nu ne-am așteptat. Primul transport l-am făcut pe 26 iunie, a ajuns un transport în Ucraina cu alimente, pentru că astea ne-au solicitat, în valoare de 200 de milioane. Am depistat acum, am mai fost la Micești, mai este un centru, dar cu ei colaborăm altfel, pentru că acolo sunt în tranzit. Vin și au și ei alte filiale în alte țări și le-a asigurat plecarea. Am mai depistat un centru care funcționează acolo unde a fost compartirul, pentru că a plecat Moica, în Drăganu. Da. Ei, s-a renovat absolut tot, eu știu, am fost și atunci, s-a renovat absolut tot, bucătăria era, dar chiar tot a trebuit renovat și au adus 12 containere care m-au costat destul de mult, am înțeles 2400 parcă de euro. Le-au adus paturi suprapuse, lenjerie, tot ce trebuie. Sunt aproximativ 50 de copii acolo. Ne descurcăm mai greu pentru că nu știu nici mamele, sunt două care încearcă să cumva să colaborăm cu ele în limba engleză și să ocupă o altă fundație. Exact așa, mamele fac o listă, vin la Pitești și procură alimentele de care au nevoie și ele își pregătesc acolo. Dar să vedem, pentru că joi avem o întâlnire la prefectură și chiar vreau să ridic această problemă, pentru că mi s-a părut un pic de la locul lor ce se întâmplă acolo. N-au un medic, înțeleg că medicul din comună a refuzat, n-au un medic cel puțin să le prescrie o rețetă. Au avut un caz, a făcut un accident cerebral și a costat foarte mult că a trebuit să suporte ei cheltuielile de spitalizare. Și mă gândesc că poate un pensionar, poate cu doamna doctor, că știi că s-a pensionat și e la noi coordonator, da? Să mergem cel puțin o dată de două ori pe săptămână să îi consulte, să le prescrie rețete și ce... Și o să vedem cum îi ajutăm, pentru că avem posibilitatea, probabil o să suportăm și noi hrana, pentru că e foarte greu să se descurce. Și știu că acolo au și un spațiu mai mare, au teren, poate chiar construim, eu știu, niște jocuri pentru copii ca să simtă bine. Vedem, înțeleg că nu sunt înscriși deocamdată la școală, dar se ocupă cineva și fac și școală acolo. Dar trebuie rezolvată, că înțeleg că ei numai cei care au fost aici, chiar am vorbit cu câteva mame și și-au exprimat dorința că vor să plece, să ducă înapoi în Ucraina. Aceștia au zis că nu mai au unde să ducă și ei cumva sunt hotărâți să rămână. În cazul ăsta trebuie să vedem, să vorbim chiar la nivel județean. Am înțeles că s-a deplasat cineva la ambasadă pentru ei, poate să stabilesc, poate, eu știu, o mutație, cum o să fie, să integrăm cumva sau pentru niște ajutoare sociale, pentru că nu au venituri, într-adevăr. Toate înțeleg, cele de la Drăganu care au venit, toate își doresc să rămână aici și atunci trebuie să rezolvăm într-un fel că...
Sunt 50 de persoane cu copii, da, da, mai mult copii. Și nu sunt fiecare cu mama, dar au venit cu mai mulți copii, o mamă, de exemplu, da. Și asta poți vrem să facem. Ceva? Da, sigur. Și numărul refugiaților ucrainieni care au ajuns sub grijă organizația Salvat Copii de România, cât sunt? Nu știm deocamdată, că nu știe nimeni. O parte din ei, am înțeles că au ajuns la școală, sunt la Odobescu, la Zinca, dar au o situație mai bună și au găsit o gazdă și stau acolo, să descurcă cumva. De asta joi avem o întâlnire cu domnul prefect și să vedem exact, că înțeleg că toată... Dar să nu aveți evidența clară. Nu avem, nu avem noi. Da, noi ne-am implicat, normal că era vorba de copii și nu aveam cum să stăm chiar, să nu ne implicăm. Ne-am implicat altfel și când a fost acum câțiva ani cu Nepalul. Da. De ce v-am întrebat eu? Eu v-am întrebat, nu întâmplător, dacă dumneavoastră a depus atâta eforturi pentru 50 de persoane care sunt la dumneavoastră în grijă acum, da? Dintre care e o activitate formidabilă care e de apreciat și eu v-am urmărit de aproape și eu. Necesită atâta eforturi din partea dumneavoastră și cont pentru a aduna donații de la oameni, dar cum putem vorbi, vă întreb dumneavoastră, de peste 5 milioane de refugiați palestinieni care au început cu 900 de mii în 48 dată afară din țara lor, care așteaptă de 75 de ani, având decizia internațională care privind drepturile lor, care am numărat mai devreme, și până acum ei n-au obținut niciun drept al lor, chiar acum sunt unii care încearcă să anuleze Organizația Mondială Onorua privind refugiații palestinieni, care a fost înființată special pentru refugiații palestinieni în 48. Cu ce părere aveți? Știu că aveți suflet mare. În comparație cu efortul dumneavoastră asta mic, care este super, adică... Noi încercăm, eu mi-aș fi dorit, ne-am oferit de la început ajutorul, sprijinul și m-aș fi dorit așa, doream eu, să primesc, eu știu de la prefectură sau unde vin cazurile, că undeva vin, înțeleg că la domnul prefect ajung, să ni le comunice și în momentul ăsta noi le putem ajuta, adică nu ne-am gândit că o să avem așa o sumă mare în cont să putem ajuta. V-am spus 200 de milioane, atât am încăput în mașina respectivă, am încărcat-o din metro, m-am asigurat, am fotografii de acolo, am procesul verbal de predare-primire, alimentele au ajuns. Plus copiii, le-am zis dacă au nevoie, lapte, praf, Pampers, în loc de fructe, de exemplu, le-am trimis niște baxuri, mai multe baxuri cu stafide, cu pachetele cu stafide, ca să le asigurăm ceva. Și poate joi, mă gândesc că poate joi, cineva știe, eu știu, s-au înregistrat cei care au venit. În afară de asta, să știți că am găsit și niște locații care ne-au fost puse la dispoziție. Avem un apartament în Pitești, pe Calea București, mobilat, liber, dacă este nevoie. Avem un cămin, am vorbit cu domnul director și a zis că îmi poate pune la dispoziție pentru 10 cazuri. Avem la fel într-o comună o casă, cu toate condițiile, cu apă, curentă, cu tot. Așa că noi chiar suntem deschiși și chiar ne-am implicat, că nu m-a rugat nimeni. Dacă era să stau numai să asist... Eu știu de implicarea dumneavoastră, dar eu fac și sunt palestinian, sunt și eu subiectiv un pic. Adică vreau să spun, efortul ăsta care e foarte mare, care l-a depus dumneavoastră, știu eu cum puneți suflet și cum puneți și efortul zi de zi, 5 milioane de palestinieni refugiați care... Au fost 140 de familii dus la Timișoara și împărțit în toată lumea, pierdând toate drepturile lor, înțelegeți? Pentru asta v-am spus eu, când comparați între acest efort minunat, dacă ar fi fost eforturi minunate făcute pentru palestinieni, acum ei ar fi obținut drepturile lor. Pentru asta vreau să rog pe domnul doctor dacă vrea să vă întrebe ceva și dacă dumneavoastră vreți să le întrebați ceva. Privind refugiații ucranieni și palestinieni. Da, mă surprinde totuși că nu există o implicare, au trecut atâția ani și chiar să nu face absolut nimic. Cei chiar din Palestina care au nimerit în centrele noastre,
nu le lipsește absolut nimic. O să vedeți, e acolo un articol și în raportul care e la sfârșitul anului 2021, că sunt copii care acum sunt la facultate, au ajuns foarte bine, știm ce își doresc ei, deci ei acum sunt fericiți, chiar recunosc că sunt fericiți, că au ajuns, că poate nu avea această posibilitate. Și cred că și aici, dacă o să, cei care se stabilesc, sigur că îi luăm în programele noastre. Așa cum îi avem și pe cei de la centru, cu părinții plecați sau cu un singur părinte, luni pleacă prima serie la munte în tabără, în august pleacă a doua serie, deci toți copiii care sunt cuprinși, noi lucrăm non-stop, nu închidem centru, nu avem vacanță, pentru că sunt copii fără supraveghere și dacă îi lăsăm toată vara, am pierdut tot ce am făcut noi într-un an, ce am muncit. I-am lăsat, le-am și spus, luna asta, luna iulie, vin să joacă, să plimbă, în august începem o recapitulare, să-și facă temele de vacanță pentru începerea noului an școlar. Așa că îmi pare rău de ce se întâmplă, noi chiar ne implicăm, n-am făcut nicio deosebire, indiferent de rasă, de nație, eu știu de unde asta vin. Nu mă îndoiesc de treaba asta, știu că a organizat dumneavoastră, a organizat, a cunoscut la nivel internațional, nu este organizată înființată ieri. Da, sau suntem astăzi în Alianța Internațională Sarbați Pentru Sarbați asta copiii, avem da. Nevoie de vocea dumneavoastră. Aveți liber să le întrebați orice despre refugiații palestini domnului doctor Ali, având și responsabilitatea de a vă răspunde tot ce vreți și bunăvoie. Vă rog, dacă vreți. Cred că am să, chiar dacă nu ne întâlnim, o să vă dau dumneavoastră, o să iau legătura cu Secretariatul General Salvați Copiii la București și pot să vă dau câți copii avem, de exemplu, din Palestina sau câte cazuri au fost rezolvate, pentru că noi avem din mai multe țări. Asta da, pot să o fac. Sper să facem o situație cumva și la nivel de Argeș, poate nu ne-am confruntat până acum, dar cred că nu este imposibil să avem înregistrate toate aceste cazuri, chiar dacă sunt în tranzit până la urmă, că au trecut și pe aici foarte multe. Ce dar refugiat mai aveți dumneavoastră în îngrijire, da? Pe lângă Ucraina, vorbeam de copii din Palestina, din ce alte țări, Siria, au mai venit? Din toate țările au venit. N-am avut noi cazuri în Argeș, de asta s-au implicat localitățile respective, pentru că acolo avem filiale și se implică. Eu n-am avut. De exemplu, cu ani în urmă, când lucram la Direcția Muncii, am primit un caz și am fost, era la Câmpul Lung, pe care, într-adevăr, m-am ocupat de el, pentru că ne ocupăm de educația lor, de starea lor socială, dar n-au... Nu avem. Domnul doctor, vreți să întrebați pe doamna Sima ceva anume? Vreau să întreb de copii ucranieni. Cum s-au obișnuit, cum s-au adoptat? Dacă sunt fără familie, nu? Am înțeles că sunt copii mici, fără părinți. Da. Cum au ajuns aici? Au ajuns însoțiți, deci a venit o mamă, dar n-a venit numai cu copilul sau copiii ei. Am mai luat vecini, cunoștințe și a venit cu un grup de copii. Bine, ei sunt, pentru că li se oferă și acolo jocuri, cred că nici nu pricep foarte mult. Normal că se simt bine, au ce le trebuie, sunt asigurate condițiile, dar probabil dacă ar fi să rămână așa fără să ocupe cineva, atunci cred că ar realiza ce se întâmplă. Acum, într-adevăr, e... Le e bine, cei care au ajuns aici sunt bine, sunt pe mâini bune, ca să zic. E mult mai bine să fii pace și să întorc la ei acasă, da. Asta e cel mai bine. De preferat, da, dar vedeți că asta e situația. Se perceput că tot vorbim, avem tema noastră, impactul războiului asupra copilului, impactul psihologic. Nu i-ați simțit traumatizați psihic? Nu, cei care sunt mai mari probabil realizează cumva, dar cred că nu pricep foarte mult pentru că fiecare evită să povestească sau aici încearcă fiecare să-i atragă în anumite activități, dar suferă și ăștia care sunt ai noștri, care sunt cu părinții plecați, vă dați seama, le lipsește un părinte, așa că și ei cu timpul probabil au aceleași
traume prin care trec. Nu este ușor, chiar dacă sunt mici. Vă mulțumesc, doamna Sima, și dacă avem noi ceva cu toții, vrem să eliminăm suferința copiilor, care reprezintă viitorul nostru. Nu avem alta variantă, indiferent copiii din Ucraina, din Palestina, sau în orde. Dar când văd eu 5 milioane de refugiați, ce peste 5 milioane de refugiați palestinieni, așteaptă de 75 de ani să fie redate drepturile lor înapoi, și vedem că există în lume care, unii care fac distinție unul față de altul, cred că este nevoie ca organizația dumneavoastră să fie mai multe organizații ca ale dumneavoastră, ca să putem ne cuprinde cu tot la o altă. Pentru că altfel vom crea un disconfort în gândire, în suflet, la fiecare om. Cred că acum e nevoie să vorbim despre impactul războiul, impactul psihologic asupra copilului, care noi avem nevoie să aibă un climat sănătos, să aibă oameni, cum este doamna Sima, care consideră copiii ca și cum copiii dinse, îi tratează în egalitate, îi tratează ca să alină suferința lor. Cred că și copiii palestini, dacă au fi găsit oameni care alină suferința lor, n-ar fi violența la ordinea zilei în Orientul Mijlociu. Și speram să stingă conflictul, cum a spus Henry Kissinger acum 3 săptămâni, că trebuie acest conflict din Ucraina să înceteze. Trebuie să existe un tratat de pace între Rusia și Ucraina pentru a avea liniște în lume. Altfel o să avem probleme economice. Pentru că acest lider, Henry Kissinger, este un om, în primul rând, un om foarte deștept în politica internațională, vorbește lucruri în lume, este unul dintre oameni care se orienteze către pace. Alt lider, care nu vreau să pronunț numele, nici nu-mi vreau, care a spus că nu trebuie să încetăm, bine, nu să învingă o parte împotriva alta în Ucraina. Nu, dragilor. Amândouă sunt vecini între ei, trebuie să existe pace între ei, bună vecinitate, conform cultura religioasă și cultura umană. Problema refugiaților nu este problema palestinienilor, a ucranienilor, este problema noastră ca oameni. Chiar dacă nu îi cunoaște, este o problemă umană, că ți avem grijă de ea. Pentru asta, mulțumesc lui doamna Sima, îmi să rog pe doamna Valera să ne spună impactul psihologic psihologic asupra copilului în timpul normal. După aia o să chemăm Bianca, o colegă, care să urască impactul războiului și impactul psihologic asupra copilului în timpul războiului. Nu este ușor să vorbești despre copii și traume. Într-adevăr, o să mă refer la copiii în general, la toți copiii care au, într-adevăr, au fost nevoiți să plece de acasă din cauza unui conflict. Și aici, bineînțeles, că întâlnim elemente comune. Adică sunt probleme de genul somatic, în care încep să aibă probleme de somn, probleme de alimentație și, de asemenea, probleme psihice, stresul post-traumatic. Însă, așa cum noi adulții reacționăm diferit, așa și copiii pot reacționa diferit. Chiar dacă se spune că și războaiele sunt diferite, acum, sincer, eu nu mă pricep la asta din ceea ce am citit, că obiectivele unui război și strategia unui război de asemenea poate fi diferită și aici, automat, avem efecte diferite la copii și adulți. Inițial s-a crezut că la cei mici se poate trece foarte ușor așa peste conflicte și se spunea, a, tu ai fost mic când a fost războiul, ce bine că ai fost mic și nu prea ai simțit, și ce mare ai crescut și uite ce bine te-ai dezvoltat. După anii 80 a început să apară un interes al oamenilor de știință în acest sens și s-a demonstrat faptul că cei mici sunt mult mai afectați decât adulții. Și aici ne referim de asemenea la mai multe categorii. Cei mici, care încă nu verbalizează, și cei mai mari,
și automat există efecte diferite. Cei mici se observă că devin mai retrași, sunt mult mai, caută mult mai mult prezența părinților, nu vor să rămână singuri și vorbesc chiar mai târziu. Ceilalți care sunt în sistemul școlar au probleme de comportament, de concentrare, de memorare și chiar probleme de comportament agresiv. Ceea ce pot eu să vă spun din experiența mea personală, eu am fost în Olanda între anii 2011-2020 și acolo am avut contact cu, ca și consilier, cu familii care veneau din Siria, din zone de conflict. Și acolo fiecare membru al familiei, care era adult, care era copil, avea, bineînțeles, trauma lui, așa cum a trăit-o el, diferit. Așa cum spuneați dumneavoastră, nu numai copiii au traumele lor și simptomele lor, ci și adulții, părinții. Și este important ca și părinții să fie cumva într-o terapie, să fie ajutați, ca ei să poată ajuta copilul să fie în acel proces de vindecare a rănilor sale. Și aici avem două somatizări și avem chiar era o familie cu un copil de 6 ani care are probleme alimentare, adică refuza să se mai alimenteze, se ajunsese chiar la sondă, adică se pusese un tub așa pe năsuc și direct în stomac și era alimentat artificial, iar celălalt din cealaltă familie era pe cealaltă parte, să zic, adică bulimie, mânca foarte mult. Deci fiecare cum reacționează. Aici vedem diferențele. De asemenea, ceea ce am observat aici, eu nu am avut contact foarte mult cu cei din Ucraina, pentru că, din păcate, la noi există acea problemă de... Din Ucraina ai avut, dar cu Palestina? Nici cu Palestina, și cu Ucraina foarte puțin, în sensul că nu putem comunica. Și aici este o problemă. Da? Cum ajung eu la celălalt? Exact, de altă limbă. Și aici să nu uităm că în momentul în care copiii într-adevăr pleacă din țara lor într-o altă țară, nu există doar problema lor psihică de vindecare a rănilor, ci există problema aceasta de, în care sunt primiți. Da? Una este să vă primim într-o țară și să mi se spună, vai, ce bine ai venit și să mi se acorde toate drepturile. Da? Și una este să aud eu de la alții, oh, uite, a venit și ăsta, a venit să-mi ia mie jobul, a venit să-mi ia mie toate ajutoarele sociale și așa mai departe. Deci este într-adevăr și societatea ajută foarte mult la această problemă de readaptare, să zic. Deci în afară de problemele psihice există și această problemă socială și presupun că aici la acești refugiați copii, inclusiv adulți din Palestina, este o problemă mult mai mare. Conform marele psihologi internațional, impactul asupra copiilor în două etape. Prima etapă care este impact și efect direct, și un efect indirect care este mai grav decât cel direct. Ce părere aveți? Da, simptomele, de exemplu, de la sindromul post-traumatic, într-adevăr, pot fi pe termen lung și există acei prickles, adică acele momente în care vezi un copil, este foarte ok, ți se pare că are un comportament normal, nu a fost afectat, dar în momentul în care aude un avion, deja s-a speriat, poate chiar avea transpirații, este o stare de panică, există și acest moment, sau... I-am experimentat în Olanda când a fost anul nou la focurile de artificii. Deci toată lumea era foarte speriată și acolo era un moment de readucere a minte a traumei. Am înțeles, dar dacă aflat de la mine, conform un raport internațional de ONU, acum 3 luni de zile, a spus un lucru foarte important, că copiii palestinieni din fâșia Gaza, de 14% au problemele psihice datorită războiului. Dacă spunem din populația din 2.200.000, cum a spus domnul doctor în fișia Gaza, în zona, într-o
suprafața de 360 de kilometri pătrați, unde trăiesc 2.200.000 de oameni, înseamnă fiecare metru pătrat înseamnă trăiesc 12 persoane, ca să, sau mai mult, sau 15. Când aflam că acest raport spune că 14% din copii au probleme psihice, de reglare mentale, datorită efectului războiului. Ce înseamnă pentru tine acest lucru, pentru acest lucru din punct de vedere psihologic? Da, inițial m-am gândit că o să mă întreb ca și mamă. Ca mamă, da, este foarte complicat, dar încerc să mă detașez de partea asta întotdeauna în partea aceasta profesională. Fără subiectiv, da. Da? Da? Ca... Fără subiectiv, ca și tine, ca și Palestina, da. Ieri când ți-am trimis actele mele, să dau un exemplu ca să afla și colegii din sală, când ți-am trimis ce am scris eu, mi-ai spus că am să fur meseria. Dar nu, eu sunt jurnalist, trebuie să fiu informat, trebuie să vin în sală, nu vin să vă fac pe deștept, trebuie să vă prezint ce am pe cap, prin ce am scris, ce am și vorbesc. Pentru asta v-am întrebat. Da. 14% este foarte mult. Faptul că ei sunt într-o zonă de conflict continuă, acesta va avea repercursiuni foarte mari, pe termen scurt și lung, din păcate. Deci asta spune foarte mult. Iar procesul de regenerare este pus sub semnul întrebării, din păcate. Din nefericire, am cunoscut războiul în 1997, când aveam 3 copii mici. Principala mea grijă a fost să-i protejez. Este o atitudine absolut normală a tuturor mamelor care locuiesc în zone de conflict. Atunci ele erau foarte mici și ca orice copil până în 7 ani nu înțelegeau ce se întâmplă. Știau că ceva nu este în regulă, dar nu înțelegeau de ce sunt deasupra peste 30 de avioane care survolau noaptea, de ce uneori se aud niște zgomote extrem de urâte și care cu siguranță nu prevestesc nimic bun, de ce uneori oamenii din jurul nostru sunt speriați atunci când afară sunt țipete și niște sunete ciudate care nu se auzeau în România. Ca și alte mame din zone de conflict, eu mă refer la ceea ce am trăit ca experiență personală, cu și de asta, principala mea grijă a fost în primul rând să protejez copiii și a doua să nu mă pierd cu firea, pentru că bunăstarea și liniștea unui copil și diminuarea stresului este datoria și responsabilitatea adultului. Dar cred că cea mai bună soluție prin care putem să protejăm copiii este să oprim războaiele, să le declarăm în afara legii și să nu mai ridicăm armele unii împotriva celorlalți. Atunci copiii noștri vor trăi, indiferent de meridian, în siguranță și nu vor mai fi expuși la atâtea pericole. Din păcate, copiii în războaie au multiple roluri. În afară de rolul de victimă colaterală, așa cum este declarat uneori, pentru cei care au ceva de împărțit, copiii sunt adeseori doar o cifră în statistici, fie că erau într-o școală în care inamicul își deposta muniția, e o scuză a combatanților, fie că se afla într-o zonă potrivită, fie că a fost folosit ca și scut uman. Acestea sunt scuze care sunt folosite în conflicte în zilele noastre. Din păcate, avem și în lumea noastră modernă folosirea copiilor pe post de soldați. Cu acei copii, că este o problemă foarte mare, mai ales când devin și orfani și au fost obligați să lupte, adică au fost expuși la un nivel mare de agresivitate și uneori au fost nevoiți să ucidă. Pentru acești copii va trebui neapărat să existe programe speciale de integrare și care să-i ajute să înțeleagă că statutul lor de soldat nu este compatibil cu cel de copil. Dacă aveți întrebări, cu drag vă răspund numele. Valeria mă numesc. Aș vrea să vă întreb cum ați încercat...
cum ați încercat dumneavoastră să vă protejați copiii în acea perioadă? În primul rând am încercat să le explic că trebuie să fim foarte atenți atunci când auzim zgomote suspecte și suntem afară la joacă să venim în casă. A fost primul pas. Am încercat să le explic pe înțelesul lor, pentru că erau preșcolari, sub 6 ani, deci nu aveau capacitatea cognitivă de a înțelege lucrurile, așa cum noi adulți avem. Să le explic că sunt soldați din țări diferite, ele nu aveau capacitatea de a înțelege cine sunt combatanții, cine sunt agresorii, cine este victima. Ei știau doar că, ele știau că doar acolo se dau lupte, sunt niște soldați care au arme, armele pot fi periculoase, e bine să nu ne expunem. În momentul în care am auzit zgomote și suntem afară, va trebui să venim urgent acasă, să nu ne îndepărtăm de casă. Și atunci când eram în casă, se întâmpla uneori să fim prinși de bombardamente pe la ora 1-2 noaptea, singur, le luam și le mergeam într-un colț al casei care era mai puțin vulnerabil și care mi-ar fi asigurat supraviețuirea în cazul unui bombardament intens. Dar a fost foarte important să-mi explic, să fiu calmă. Orice stare, știm că adultul transmite uneori, copilul fiind mult mai empatic decât adultul, transmite stările negative, iar copiii sunt deja speriați de lucrurile pe care ei nu le înțeleg și nu era cazul că, deși eram speriată, să îmi arăt în fața lor această stare. Cum simt copiii, cum povestesc copiii traumele la vârsta la care au ajuns acum? Fericire pentru ele, din punct de vedere psihologic, nu au fost foarte afectate, însă au fost, dar singura modalitate prin care ele s-au protejat, pur și simplu au îngropat acele amintiri și vorbesc foarte rar despre ele, iar eu, atunci când ele vor să vorbească despre acele întâmplări din copilăria încărcată de violență datorată războiului, atunci eu le ascult, dar cu siguranță ele sunt foarte afectate și în urmă cu 5 ani am avut o discuție, am încercat să le explic cine este Baobab, pentru că ele nu sunt foarte familiarizate cu anumite elemente culturale tradiționale românești și am găsit un cântec despre Baobab și le-am explicat, uitați, mamele în România își sperie copiii cu acest personaj numit Baobab și atunci ele au râs și au spus ei, în Gaza Baobab s-ar speria de copiii de aici și ar fugi, deci este mult mai blând față de ceea ce am trăit noi și trăiesc copiii acolo. A fost așa o afirmație dulce, amară, constatarea unor copii care au trăit într-o zonă de conflict. De-a lungul existenței noastre s-a întâmplat ca eu să fiu în afara și Gaza și să vorbesc în anumite momente în care erau bombardamente. Ele erau foarte mici, încă nu erau majore, aveau în jur de 14-15 ani și când eu plângeam îngrozită, ele mi-au spus de câteva ori, mamă, lacrimile tale ne-au ucis mai mult decât bombele care cad asupra noastră. Este oricum o situație dramatică să ai copii într-o țară de conflict și din anumite motive să nu poți să fii prezent acolo, să-i ocrotești tot timpul. Mi-e foarte dureros pentru orice mamă și în zilele în care eu am locuit în zona de conflict, mi-am făcut o promisiune pe care am respectat-o de-a lungul vieții, că voi ajuta orice persoană care se află într-o situație delicată. Cerasela, mulțumesc foarte mult. Avem ultima întrebare care vreau să vă întreb. Am auzit reacția copiilor tăi când au auzit de războiul din Ucraina. Cum puteți spune sau cum puteți explica această reacția copiilor? Fiicele mele, reacția lor a fost absolut șocantă pentru mine.
a fost extrem de... s-au pierdut cu firea, s-au speriat foarte tare și au preferat să își găsească job-uri în țări din Europa de vest, care cumva să pună o distanță între zona de conflict și ele. Și acest lucru arată că e clar, există o afectare pe termen lung și e normal, pentru că eu sunt sigură că acele lucruri despre care și alți copii palestinieni sau alți copii care trăiesc în zone de conflict nu pot vorbi, își pun amprentul pe termen lung și nu le vor uita niciodată. Cu această ocazie, când vorbim, îmi aduc aminte de tatăl meu, care a prins și primul război și al doilea război mondial și era copil și și-a depănat de-a lungul vieții cât a trăit, tot timpul ne-a povestit întâmplări pe care el le-a trăit acolo. Adică și-a pus amprenta puternic asupra psihicului și cred că acest lucru se întâmplă și cu copiii care sunt implicați fără voia lor în zonele de conflict și cu adulți. Dar copiii cu siguranță nu vor uita niciodată ceea ce au trăit. De asemenea, vreau să mai aduc aminte un lucru, e foarte important, despre cum resimt copiii și apoi la vârsta adultă războiul. Mi-aduc aminte de bătrânii cu care m-am întâlnit în Gaza și care aveau în jur de 3 sau de 4 ani în momentul în care au fost obligați să părăsească teritoriul și aveau amintirile foarte, foarte bune, semn că au fost extrem de afectați despre ziua în care au plecat cu părinții, au fost efectiv obligați să-și părăsească casele și să plece în alte zone în care să fie în siguranță sau în tabere de refugiați. Din experiența mea și din interacțiunile mele pe care le-am avut cu refugiații sau cu persoanele care au trăit în zone de conflict, pot să spun cu siguranță că războiul lasă răni pe termen lung și adeseori de neșters în sufletul copiilor și mai târziu al adulților. Bună ziua și bine ne-am reîntâlnit și bine ați venit! Am urmărit cu mare interes emisiunea aceasta și toate informațiile primite și câteodată mi s-a strâns sufletul, câteodată m-am bucurat. Mi-am creionat anumite concluzii, printre care faptul că acest pământ, care de fapt nu ne aparține nouă niciunuia, câteodată pare a fi destul de mic pentru lăcomia și orgoliile unora. De asemenea, o altă idee pe care am creionat-o a fost faptul că prin iubire și prin acceptare se pot ameliora, chiar vindeca traumele copiilor, pentru că este vorba despre copii acum. Așa cum a spus doamna Sima, că îi tratează pe toți copiii cu dragoste și în mod egal, cred că dacă fiecare dintre noi am proceda așa cu cei din jurul nostru, nu s-ar mai ajunge la traume atât de puternice la viitorii adulți. În al treilea rând, aș dori să subliniez faptul că totul este posibil pe lumea aceasta. Urmărind ultimul filmuleț, cu mare bucurie în suflet, chiar mi-a venit ideea aceasta că totul este posibil, inclusiv pacea. Dar trebuie să pornească din interiorul nostru. Întâi trebuie să aducem pacea în interiorul nostru pentru a putea fi pace în exteriorul nostru. Și vreau să menționez de asemenea cu copilul acela de 6-7 anișori, care își dorea să fie killer. Eu sunt și cadru didactic, am mai multe competențe. În calitate de cadru didactic lucrez cu copii și la un moment dat am avut un băiețel la grădiniță, deci cam de vârsta celui din film, care era crescut de către bunici, deci contactul cu părinții destul de finuț, să zicem, și care avea acces la telefon, pe tabletă, tot timpul la internet. Partea foarte bună a lui a fost faptul că a ales informații foarte bune pentru a se dezvolta el, pe de-o parte. Pe de altă parte, copilașul acela nu știa să spună te iubesc și nu știa să îmbrățișeze.
lucru care pe mine mă durea și pe parcursul anului școlar am avut grijă să îi explic ce înseamnă iubirea, să îi ofer îmbrățișările mele și să-l las să simtă căldura. Dacă la început mă îmbrățișa așa, într-un mod mai distant, la sfârșit, pentru că a plecat la școală acum, ultima lui îmbrățișare m-a convins că toată munca mea dintr-un an școlar întreg a dat roade, nu atât ca informație, cât emoțional. Deci m-a strâns așa de mult în brațe și i-am spus să aibă grijă ce fel de informații și alege, pentru că dacă vrea să aibă o viață frumoasă, trebuie să-și caute informații frumoase, pentru că nimeni nu poate să controleze telefonul unui copil 100%. Și am spus, ești destul de inteligent, alege, vrei să ai o viață frumoasă, caută informații frumoase, vrei să ai o viață cu conflict, caută informații cu conflict. A înțeles. Tot cu el am avut și o experiență legată de Dumnezeu, pentru că i-am întrebat cum se roagă ei și îmi spusese că el nu s-a rugat niciodată, că nu l-a învățat nimeni. Și i-am spus, uite, Dumnezeu este un prieten, prietenul nostru cel mai apropiat. Și de câte ori avem probleme, vorbim cu Dumnezeu exact cum vorbim cu cel mai bun prieten al nostru. Și la sfârșit, în afară de îmbrățișarea aceea strânsă pe care mi-a dat-o, i-am zis, zic, să nu uiți niciodată de prietenul nostru comun. Zic, mai știi care e? Ce, da, Dumnezeu. Zic, bravo, foarte bine. Deci totul se poate rezolva dacă copiii care, chiar dacă trăiesc, poate nu în război, într-un război fizic, dar trăiesc într-un război între părinți sau într-un război din familie. Traumele, în mare parte, tot traume se numesc. Da? Important e să se găsească metodele și persoanele care să ofere dragoste. Și fiecare dintre noi poate să ofere acest lucru celor din jurul lui. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim pentru emisiunea pe care o avem astăzi. Mulțumim invitațiilor noștri care s-au dedicat unui subiect destul de sensibil. Din punctul meu de vedere a fost o emisiune psihologică și ar fi foarte multe de spus, dar aș vrea să... N-am creionat nimic. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Manipularea acestei planete a ajuns la apogeu. Nu se mai poate să trăim în acest fel. A fost și este o emisiune constructivă, sunt oameni care își spun oful în numele întregii planete. Majoritatea celor care trăim pe această mama Gaia suntem ca acești oameni extraordinari. Aproape toți am avut sau avem traume. Le recunoaștem sau nu, din copilărie traumele cresc și cresc și se înmulțesc și oamenii ajung maturi să nu se poată înțelege între ei. Importantă este compasiunea, trec de la o idee la alta, sunt foarte multe idei, așa îmi vin acum. Importantă este compasiunea, importantă este privirea pe care o acordăm în stânga, în dreapta, pentru că noi nu mergem cu avionul sau cu elicopterul. Noi mirosim acest pământ, mirosim acești oameni care ne convin sau nu ne convin. Vedem acești copii. De multe ori copiii sunt în fața noastră destul de năbădăioși, destul de enervanți, să spunem, da? Întâlnim copii de toate culorile, n-are importanță, care ne supără, care nu fac ceea ce vrem noi. Fie ca răbdarea, nu numai a părinților, nu numai a psihologilor, nu numai a vecinilor, fie ca răbdarea noastră, a tuturor să crească. Mă bucur atât de mult pentru că astăzi este cea mai mare zi a verii. Este 21 iunie. Și, dragi oameni care urmăriți emisiunea, dragi oameni ai planetei care ascultați așa în subliminal și nu știți cine vă vorbește, vă vorbim noi, toți cei peste 7 miliarde și ceva, aproape 1 miliarde de oameni.
Războinicii Luminii au câștigat. Aveți credință și speranță în continuare. Mult nu mai este. Important este ca să ne unim forțele în continuare. Chiar dacă noi cunoaștem pe cei care au manipulat această planetă, îi iubim așa cum sunt. Dumnezeu le acordă șansă pentru ultimile lor zile. Le acordă șansa asumării incredibilelor fapte. De asta se mai duc astfel de războaie, dar cu ce sacrificii, cu sacrificii umane, cu sacrificii sufletești. Am urmărit toți aceste filmulețe. Nu mai acceptăm. Asta este ideea. Ideea este să avem curajul gândului nostru de a nu mai accepta asemenea fapte. Noi nu ne-am născut ca să asistăm la războaie, să asistăm ca oamenii să se plângă, să-i vedem îngenunchiați și tot timpul să-i ajutăm. Cine generează? Nu noi cei care ajutăm. Nu noi am generat asta și nu mai tolerăm așa ceva. Dacă ne iubim, înseamnă că iubim și pe ceilalți. Așa cum spunea și colega mea, Laura, pacea celorlalți și schimbarea celorlalți începe cu noi înșine. Este greu să fim înțelegători și față de noi. Și totuși, haideți să încercăm, să încercăm, să căutăm oameni care ne pot sprijini. Uite, tu ce idee ai? Și există oameni deosebiți care ajută. Într-una din emisiunile noastre am avut ca temă egregorul, acei oameni care formăm această comunitate de a orașului, a țării și a întregii planete. Conștiința se ridică, oameni buni. Începând cu acest an 2022, vi se vor deschide foarte multe capacități, multora, începând cu această zi, 21 iunie. Și mulțumim Creatorului nostru luminos. Și mulțumim celor care cred în primul Creator și în Dumnezeul Luminii. Pentru că și ceilalți au Dumnezeul lor. E treaba lor. Dacă ne place, să zâmbim în continuare. Să luăm aminte că asemenea războaie, indiferent că sunt în fizic, că sunt psihologice, să nu se mai întâmple niciodată. Noi pentru asta am venit, să purificăm planeta, să o curățăm cu gândurile noastre, cu faptele noastre, cu iubirea noastră. Cred că este suficient. Mulțumim, vă mulțumim și ne iubim. Mulțumim! Nu vreau să spun vorbe mari și mă abțin să-mi spun părerea personală pentru tocmai din cauza că vreau să fiu în spiritul păcii. Cu unele lucruri sunt de acord, cu unele nu. Respect orice punct de vedere, cu precădere pe cele documentate. Ca să fiu mai clară, acel slogan "Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume", se spune că s-a demonetizat prin repetiție. Pentru că toată lumea spune asta, dar foarte puțini oameni fac ceva în spiritul ăsta. Și cu toate astea, aceasta este soluția. Să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. Faptul că războaiele sunt o traumă, sunt o traumă foarte mare și vreau să vă spun două povești. Două povești adevărate, ca să înțelegeți până unde poate merge această traumă, cât de greu le este acestor oameni care trăiesc lângă noi. Și de-abia acum, în astă seară, eu am înțeles, gândindu-mă la cele două persoane despre care vreau să vă vorbesc, cât de greu le-o fi fost și cât de puțin am vorbit cu ele despre problema asta. Prima persoană este mama unui prieten, care a fost deportată din Grecia când era mică, a trăit în colonia grecească de la Ștefănești, a fost luată de la familia ei din Grecia, împreună cu sora ei, ea avea 7 ani, sora ei avea 9 ani. Nu știu ce s-a întâmplat, ea nu-și aduce aminte, în Bulgaria au fost despărțite, ea a venit, a trăit în România și și-a văzut sora târziu, când avea 40 și ceva de ani, când amândouă erau căsătorite, amândouă erau bine, amândouă au ajuns bine.
bine, amândouă au copii, au avut o viață frumoasă, și cea care a rămas în Bulgaria și cea din România. Dar trauma că nu și-au cunoscut toate rudele, că nu și-au trăit viața împreună, ele s-au cunoscut după 40 și ceva de ani, despărțite fiind la 7 și 9 ani, a fost foarte greu pentru mama prietenului meu. Astăzi ea este bătrână, este bolnavă, are Alzheimer și dacă mai are niște momente când înțelege și când stai de vorbă cu ea și o întreb, da, ce supărare ai, da, ce? Ea spune clar, eu am fost refugiată. Deci a rămas durerea ei și cu durerea asta va muri. A doua persoană despre care vreau să vă vorbesc este mama mea. Mama mea a fost născută în 38, a murit tânără, din păcate. Fiind născută în 38, războiul încheiat în 44, deci ea până la 6 ani a trăit în perioada de război, aici la Bradu, într-o comună limitrofă Piteștiului. Și nu știu dacă știți sau dacă aveți rude sau dacă vă mai aduceți aminte, comuna Bradu a fost teatru de război. S-au dat lupte foarte mari în zona aceea. Eu, în copilăria mea, mă scăldam la bombe, așa spuneam, deci erau gropile lăsate de obuze și tranșeele încă se mai vedeau și acolo ne jucam. Ne jucam de-a războiul și ne duceam la scăldat, rămăseseră gropile acelea mari, se umpleau cu apă, așa, și acolo ne scăldam noi. Și din poveștile mamei mele știu că în momentul în care suna alarma și veneau bombardamentele, începeau bombardamentele, auziseră și copiii de atunci, de la cei mari, că unele vin spre Ploiești, altele vin în funcție de cum știau, fiecare să cum veneau avioanele care bombardau. Și mama mea cu prietenele ei, cu copiii din zonă, se puneau în genunchi și ziceau, du-le, Doamne, la Ploiești, crezând ele că rezolvă ceva în sensul ăsta. Și vreau să spun că mama mea toată viața, până a murit, de câte ori tuna și fulgera afară, mama mea era într-o panică teribilă. Până la moarte nu a putut scăpa de această frică, pentru că ea, de câte ori tuna și de câte ori fulgera, ea asocia cu războiul. A murit la 49 de ani, dar niciodată, oricât am fi vorbit cu ea și oricât învățătoarea mea a încercat să o ajute foarte mult, ea nu a reușit să scape de această frică și de această asociere a tunetelor și fulgerelor cu bombardamentul. Mă bucur mult că am participat în seara asta aici. A fost o lecție și vă mulțumesc. Eu vreau să zic din toată discuția pe care o purtăm aici, că noi avem un bagaj de cunoștințe. Eu ca medic, psihologi, oameni care se ocupă de așa și care trebuie într-un fel sau altul să urce la un anumit nivel la care deciziile astea sau vorbele astea să capete valență de faptă, de armă. Pentru că vorba e vorbă. Și ea strunește niște gânduri, dar fapta duce mai departe. Termin să vă explic un lucru și e foarte simplu. Că, da, sunt medic ginecolog, aici chiar sunt persoane care mă cunosc. Sunt persoane din Argeș care vin la București pentru că au o suferință oncologică, colul uterin, da? E al femeii. Poate știți sau nu știți, orice boală oncologică are 4 stadii. Stadiul 1 este stadiul invizibil. Multe femei au un cancer de col uterin, dar nu se duc la medic pentru că nu vor să-și facă testul Babeș-Papanicolaou. Unele ajung, să zicem, la un moment dat. Și atunci ești pus în situația să faci biopsie și să pui un diagnostic. Și spui stadiu 2A sau 2B. Dacă vorbim de stadiu 3 și 4, deja e stadiu final. Societatea de consum nu-l mai vrea pe medic ca și luptător. Vrea ca medicul să fie un executant. Adică există radioterapie? Da. Era foarte puțin acum câțiva ani. A apărut. Există chimioterapie? Foarte bine. Și dacă pui un diagnostic de 2B, pacienta are atât cât îi trebuie, radioterapie și chimioterapie și așa spune protocolul, atâta trebuie să facă. Femeia româncă este o femeie care muncește, care se străduiește, se duce în Anglia, își lasă copilul aici în grijă la bunică, bineînțeles cu traumele psihice care sunt, și se duce acolo pentru că are nevoie să-și plătească ipoteca la nu știu ce chestie care aici n-a mers. Și se întoarce în România cu un stadiu avansat. Medicul român a fost învățat să se lupte și pentru stadii de genul ăsta. Dar dacă el primește ca reprezentare că în protocolul, hai să spunem,
nu vreau să vorbesc numai că după aia se spune că sunt anti-american. Nu trebuie să intervină pentru stadiile alea, el nu va face operația. Să știți că orice operație pe care o face un medic când intră într-o sală de operație, îl ajută să fie îndrăzneț și pentru o altă operație. Privatizarea medicinii, nu numai aici, și în alte părți, a făcut ca medicul să se distanțeze total de relația cu pacientul. Acolo unde există doar tehnologie, așa ce numeam eu cu Javier Pătrun, Sfântul Duh dispare, pacientul este deposedat de orice șansă de a obține un avantaj în relația cu medicul și nu o să vă vină să credeți, sunt medici care pleacă de aici, se vin la Institutul Oncologic, la Camera de Gardă și cunoașteți pe cineva? Nu. De ce ați venit aici? Pentru că aici am putut. Pentru că în partea cealaltă costă prea mult. Nu putem să fim urâți dacă Dumnezeu ne-a dat voie să fim și frumoși. Asta este o alegere. Iar România, în continuare, cum spunea doamna dintre mea, e în așteptarea unui miracol care va avea loc. Și poate că miracolul românesc va influența situația deloc ușoară din fâșia Gaza. Oricum toți comunicăm, sunt vase comunicante. Și acum depinde de cine ne este profesor și învățător și ce fel de elevi stau în bancă. Mulțumesc! Este greu că sunt obligat să pronunțăm un cuvânt să numește verbul a lupta. Nu vrem să luptăm. N-am saturat să luptăm pentru ceva nedrept în lumea asta. Dar vrem să muncim pentru pace, să construim pace care are nevoie de efort, nu are nevoie doar de joc de cuvinte. Noi vrem, prin implementarea băcii, clădirea băcii între noi în familie, în cartier, în oraș, în județ, în țară, va mălupsi și Bulgaria și Ungaria din jurul nostru. Așa este și în Palestina și se vor bucura popoarele lumii de acest model. Vă spun dumneavoastră, trăiesc aici, am venit să stau 3 săptămâni pentru tratament după ce am fost rănit. Iată că a trecut 36 de ani. Am vrut să vă transmit sufletul unui palestinian, atât.